Omor cu sânge rece în satul Gotești, raionul Cantemir. O tânără în vârstă de 19 ani a fost găsită moartă în propria locuință. Poliția a fost alertată miercuri în jurul orei 16:30 de către medicii de pe ambulanță, care, ajunși la fața locului, nu au putut decât să constate decesul victimei. Polițiștii au depistat pe corpul tinerei semne vizibile de violență. La scurt timp a fost reținut un consătean de al acesteia în vârstă de 21 de ani. Potrivit primarului localității, fata locuia de una singură, iar familia acesteia se află peste hotare. Învățat la liceu, nu a terminat până la urmă, și părinții sunt în Franța. Părinții au fost îngropatul pe mama, e cu bunica o stat aici în sat. Și acum câteva luni în urmă, îngropatul pe bunică. Și-au vrut să o iei la Franța, dar nu a vrut ea. Și era singurică, de una singură era acasă. Primarul mai spune că marți tânăra ar fi vorbit ultima dată la telefon cu tatăl ei. Ulterior, bărbatul și-a sunat fratele, pe care l-a rugat să meargă la fată pentru a verifica dacă este bine, deoarece ea deja nu mai răspunde la telefon. Acesta însă nu a putut intra în ogradă, întrucât câinii erau dezlegați. Unchiul fetei a cerut ajutorul unui vecin. O sară înainte, vorbi cu tatăl ei și tatăl ei a zis că se duce să duci cu un băiet, să întâlnească cu un băiet acu sara. Eu am fost de acolo la fața locului. Salvarea spune că e cadravul din cum, nu e de un ceas, două, de mai de mult, are 10, 12 ore. Poliția a deschis un dosar penal pentru omor intenționat. Dacă îi se va demonstra vinovăția, suspectul riscă ani grei de pușcărie.